Cale 2 se află în casa fetelor. Știți că i s-a promis o noapte în casa fetelor pentru a le cunoaște mai bine, având în vedere faptul că a venit mai târziu. A fost tascul azi noapte și în seara aceasta a venit acolo. Fetele păreau foarte obosite și mai puțin vorbărețe, iar Cale tot întreba ce curiozități au legate de el. Maria mai avea puțin și adormea pe scaunul acela, iar Cristina a întrebat ce face Alexandru. Cam asta era curiozitatea ei, și de asemenea l-a întrebat pe Caleb cu cine se certa mai devreme, pentru că a auzit din Casa Fetelor, și el a răspuns că nu se certa cu nimeni, că așa vorbesc băieții sau discută ei. Antonia a întrebat ce face Valentin și Caleb i-a răspuns că mânca mâncare, că el a gătit-o și nu a mai apucat să mănânce din ea pentru că a venit la fete. Apoi a început să povestească cum a fost nevoit să învețe să gătească acesta.